Mureșul Rușii Munții a suferit a doua înfrângere din acest sezon. În etapa cu numărul 15 a pierdut în deplasare la Târnava Mică Sânt Georgiu de Pădure, scor 2-0. Meciul s-a disputat sâmbătă și nu a adus modificări la vârful clasamentului, astfel că elevii lui Ovidiu Marginean își păstrează poziția secundă, în timp ce gazdele au rămas pe locul 4. În etapa următoare, Mureșul Rușii Munți primește pe teren propriu liderul Mureșul Luduș. Echipa de Liga a 4-a Mureșul Rușii Munți a simțit gustul amar al înfrângerii pentru a doua oară în această ediție de campionat, un gust pe care l-a uitat după 6 victorii consecutive. Elevii lui Ovidiu Marginean au pierdut confruntarea etapei a 15-a în deplasare la Târnava Mică Sânt Georgiu de Pădure, scor final 2-0. Echipa nu s-a putut baza pe capitanul și golgheterul Mihai Ilovan, care a suferit o accidentare în etapa trecută. A fost o partidă echilibrată, jucătorii ambelor echipe și-au dorit victoria, doar că diferența a fost făcută de oportunismul gazdelor. 2 șuturi pe spațiu porții, 2 goluri. Ați simțit lipsa capitanului în teren? Noi simțim lipsa oricărui jucător de valoare. Ideea e că ceilalți jucători care au participat la acest joc și-au dorit victoria, dar din păcate așa s-a întâmplat. În etapa următoare, cea cu numărul 16, Mureșul primește pe teren propriu liderul Mureșul Luduș. Partida este programată pentru sâmbătă, 21 noiembrie, ora 11. Va fi derbiul campionatului județean și ultimul meci pe teren propriu din acest tur pentru cei din Rușii Munți.